Sunt la stadionul extensiv. Lasă-mă, te rog. Au dat cu gaze, prieteni. Au dat cu gaze. Au gazat peste tot. Peste tot, jandarmeria a folosit gaze. Deci a fost gazați aici la intrarea în extensiv. Deci am fost gazați, suporterii FC Craiova au venit aici să-și cumpere bilete și au dat cu gaze. Au fost primiți cu gaze. Au fost primiți cu gaze, au fost gazați, s-a dat foarte mult gaz aici. S-a dat foarte mult cu gaze, peluza e dispersată în 3-4. S-a dat cu foarte multe gaze aici. Toată lumea să dea share. Toată lumea să dea share. Stai aici, domnule, da. Să mai filmăm aici. Suntem la stadionul extensiv, am fost gazați de către jandarmeria română, s-au folosit foarte multe gaze. Haideți
Deci suporterii au fost instintați de către jandarmi că mai există bilete și că să meargă, să vină la casa de bilete, să cumpere bilete pentru a intra la meci. Din păcate casa a fost închisă, iar apoi s-au folosit gaze. S-au folosit gaze ca să disperseze suporterii. Ce gaze să disperseze suporterii, frate, că te omorăști pe tine și nu se uită unde dau cu gaze. Înregistrare, o ai pe filmată doar pe telefon sau? Este live, este pe internet. Ce fu aici? Ha? Ce fu aici? Nu le dau filmare. Știu, nu dau nicio filmare. O ia de pe Facebook. Să ia de pe Facebook. Nu a arestat pe nimeni. Nu a arestat pe nimeni. Nu pot să intru pe stadion. Deci, jandarmeria română a spus așa că sunt... Toată peluza sud a fost trimisă la poarta principală ca să intre să ia bilete și la poarta principală au fost așteptați de efective ale jandarmeriei care i-au gazat pe suporterii FCU. Inclusiv presa a fost gazată, că nu se uită unde dau cu gaze. Șervețele umede, tată. Dă-i și mă, te rog frumos. Face bine. Că ai fost norocos. Mulțumesc. Am experiență cu gazele. Thank you.
Cum? Ciao băieții. Jandarmeria cu ce sunt dotați. Uitați-vă cu ce sunt dotați la jandarmeria. Și dați-mi înapoi. Ai înțeles, ok? Deci uitați-vă, uitați-vă ce au acolo, ce au în dotare jandarmi, pistoale. Jandarmeria în obiectiv principal astăzi la, la stadionul extensiv, dotată și cu gaze lacrimogene și cu pistoale. Deci au venit pregătiți. În spate că stai cu butelia acolo și iar nu l-am. Și așa te omoară. Băi, sunt pe jumătate. Uite, cine și nebunul de asta?